Și cum zice genericul de început, s-au întors asistentul și prietenul tatălui meu, sau cum îi spun oamenii, domnul Brancu, care face interviuri ca la poezie. Ca la poezie, doamnelor și domnilor, fără poezie, viața e pustiu, uite, zice și Moris. Cu cine ne întâlnim astăzi, Tudor? Astăzi ne întâlnim cu un copil pe nume Joaquin. Care este copilul lui? Lui? Wilmark, doamnelor și domnilor, mergem chiar acum pe plaja de la Mamaia. La mare! La mare, unde se află Joaquin, pregătit și mereu tânărul și în mare viteză prietenul nostru, Wilmark. Bun găsit, băieți! Bun găsit! Bun găsit! Bun găsit! Salutare tuturor! Vă trimitem un salut calduros de aici, de la mare, și ne bucurăm enorm că ne-ați primit aici în această nouă ediție a voastră și sper că cu succes a băiatului tău, așa, a băiatului VIP. Da. Bun. Te rog frumos să-mi spui, Wilmark, despre Joaquin, câți ani are, e un băiat în mare, așa, și serios, văd, nu? Ia să vedem. Joaquin a făcut 10 ani. E un băiat destul de serios. Un băiat are și el obraznicile lui, le mai face din când în când. Are multe pasiuni, dar dintre lucrurile de destacat la el, îmi place bunul simț și modul cum știe să se adreseze mai ales doamnelor. E foarte atent, foarte politicos. Nu știu, are un talent la engleză, la limbi străine în general. L-am auzit și cum pronunță spaniola, deși nu vrea să vorbească spaniola foarte rar, preferă să vorbească engleză. Cam atât, în rest. Stai un pic, Wilmark. Cam atât. Stai un pic, că noi avem întrebări pentru voi. Noi avem întrebări pentru voi, stați un pic. Da, avem întrebări. Avem întrebări. Cât televizorul la care se uită fanii acasă? Să auzim întrebările. Cât de mult alergi în fiecare zi? Un maraton, 10 km, 3 milioane de metri? Asta, stai puțin. Ne depărtăm de, păi da, de topic. Hai să aflăm. Cât de mult alergi pe zi? Așa, cât de mult alerg eu sau Joaquin? Pentru că Joaquin e la atletism și Joaquin, tu cât alergi pe zi? Când te duci la curs, nu cred că faci un maraton, nu? Un kilometru. Un kilometru pe zi, așa? Da. Bun, și papi 10 minute pe bandă. Foarte tare. Știu că îți place să dansezi breakdance. Poți să-mi arăți o mișcare de breakdance? Deci asta e pentru tine. Ia să vedem dacă mai rămâne ceva de la telefonul ăla. Nu prea se poate aici, ok? Nu pot. Măcar o mișcare de mâini, ceva, să vedem, adică dacă poți, dacă nu poți, ceva, cum simți tu? Că pe jos e cam complicat. Ți-mi minte cum am dansat ieri la petrecere, fără picioare, doar cu mâinile? Pam, pam, pam. What? Imaginează-ți că ai muzică. Nu ți-mi minte. Oricare, cânta una, Taiga. Nu. Eu țin telefonul, hai. Mai bine fac mișcare. Ia, uite ce băiat avem. Foarte bine, ia uite. Bun. Trei urale pentru Joaquin. Hip, hip, ura! Și acum toți din acest studio strigă hip, hip, ura. La 3, 2, 1. Hip, 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 ura! Ura! Să trecem la următoarea întrebare. Îți plac dansurile lui tati? Da, așa. Păi de ce? Păi, nu e stilul meu. Îmi place muzica, îmi place pasurile, dar nu e stilul meu.
cum facem Wilmar cu chestia asta? Cred că trebuie să-i lăsăm pe fiecare să-și aleagă pasiune. Eu sunt foarte bucuros că dansează. Asta pentru mine este chiar o plăcere să-l vândă, indiferent pe ce stil de dans e, pentru că dansul este atât de mare încât ai o paletă largă să-ți alegi apropierea ta cu ce fel de muzică sau mișcare te simți mai bine. Da, acum, înainte să mai avem alte întrebări, ce facem, Tudor? Hai să dăm legătura la publicitate! Continuă chiar acum! Uite, suntem la mare! E adevărat că suntem la mare, alături de noi este Wilmar cu băiatul lui de 10 ani, Joaquin, care ați văzut că este un băiat care, din câte ați aflat, nu este chiar nebunit de felul, de genul de dans al tatălui. Pe de altă parte, omul este profesionist la breakdance, că l-ați văzut. Dar să știți că Joaquin mai are și alte surprize pe care Tudor abia așteaptă să le află, pentru că, iată, îi avem din nou de pe plaja de la Mamaia, pe Joaquin și pe Wilmar. Cum te com? Salutare, salutare. Bună ziua. Bun, ce mai aflăm, Otane? Cum te convinge Wilmar să citești când nu vrei? Deci, eu, pe mine mă convinge Wilmar să citesc când nu vreau și mă convinge așa. Eu nu, dacă nu citesc, eu nu mă pot juca pe electronice. Aha. Și atunci mă panichez. Mi se pare normal pentru copii. Și așa că mai bine nu mă supăr și mai bine fac treaba. Da, corect. Bravo, foarte bine. Citește în continuare că te va ajuta. O să-ți dai tu seama. Unde vrei să pleci în vacanță vara asta? Eu vreau să plec în vara asta în Paris. Nu e rău. Pentru că da. Când a fost pandemia, era ziua mea și părinții mi-au spus că o să mă ducă, dar din cauza COVID-ului Nu ne-au lăsat să mă ducă, nu puteam să ne ducem și acum a venit ideea să ne ducem vara asta, că e frumos. Trebuie să ajungem la Disney, asta e o datorie care o avem cu Joaquin, trebuie musai să ajungem. Da, înțeleg că aveți și alte planuri de călătorie în afară de Disney, nu? Wilmar. Acum vara asta, în momentul de față nu ne gândim la o vacanță, pentru că, după cum știi foarte bine, Cristi, abia acum ne-am apucat de, cel puțin zona mea artistică, abia acum s-a apucat de evenimente. Deci vara asta lucram cât se poate, nu se știe ce ne așteaptă, iar ulterior, cu prima ocazie, gata, sigur mergem la distracție. Tudor mai are o întrebare tare, acum să vedem. Ce poți să-mi spui despre fetița care îți place de la After School? Cum o cheamă? Ok. Fetița care îmi place este... O cheamă... Nu zic, mai bine păstrează secretul. Dar îți place, nu? Nu-i mai țin minte numele, dar știu caracteristicile. Adică? E mulatră ca mine, e de culoarea mea. Așa. Tot timpul zâmbește. Și eu sunt prietenă foarte bună cu ea. E tot timpul prietenoasă. Nu, da. Aha. E bine de știut lucrurile astea, că eu nu știam. Aia e treaba, că Wilmar e cel mai curios să afle lucrurile. Tu niciodată nu știai. Oh. Da. Am aflat lucruri noi acum. Da.
Uite, cum aflu și eu lucruri noi despre tine, Joaquin? Da, în încheierea intervenției voastre, i-aș cere lui Wilmark să ne povestească despre relația lui specială cu Joaquin și cu ce, adică tu ești întotdeauna un argint vin UV, Wilmark. Cu cine seamănă Joaquin așa serios? El este foarte serios. Și Tudor e serios, dar Joaquin e și mai serios. Nu, e serios acum pentru că este chiar când în drumul prin holul hotelului îmi povestea că e primul lui interviu și că are emoții, adică emoționat, plăcut, se bucură că are ocazia să-i se întrebe ceva lui direct, personal, știi? Că de obicei interviurile sunt cu papi. Și dacă mă întreb pe mine, Joaquin seamănă foarte mult cu mine, Joaquin seamănă foarte mult cu Wilton pe care îl cunoști tu, așa. Și, da, e foarte viu. Iar din tu viu, sincer. Deci nu ai... Noi l-am pierdut la Legoland în Germania când avea 3 ani de zile și își dorea foarte mult un lucru care se afla în colțul celălalt la Legoland și ajungi singur. De asemenea, a știut să se descurce Faravan tot la Lego. Altă dată, îți spui tu, repede. Deci, când eram la Legoland, aveam 5 ani, eram în Germania și papi a spus că o să închidă și că trebuie să mâncăm. Și a spus că luați cât puteți, că nu o să mai cumpărăm absolut nimic. Era închiderea la Lego și se închidea restaurantul. Și am zis, poate vi este foame, hai să mâncăm. Comandați tot. Și copiii au comandat și după ce au terminat comanda, li s-a făcut foame și deja s-a închis totul. Și le-am zis, acum, Joaquin, te duci, te descurci, treaba ta, eu nu mai iau nimic. Și... M-am dus acolo. L-am întrebat pe domnul dacă mai puteți să-mi dai șnițele. Și mi-a dat o grămadă de șnițele. Și vreau să spun că a ajuns la noi la masă cu o farfurie gigantică de mâncare, așa, de toate felurile. Și a zis, poftim mâncare, hai, ia de mâncați aici voi. Eu m-am descurcat. Bravo, ai bătut. Bravo, Joaquin. Bravo, Joaquin. Parabani. Bravo, bravo. Mai vrei să mai spui ceva înainte de spusul de la revedere? Înainte de încheiere? Sunt foarte fericit că am această ocazie să îmi spun lucrurile. Și mie mi-a plăcut acest interviu. Și... Vă salutăm, Tudor, vă salutăm, familia VIP. Ne vedem curând. Ne vedem curând. Pa, pa! La revedere! Mulțumim, Wilmark, mulțumim, Joaquin. Mulțumim! A fost o plăcere, este o familie absolut minunată. Noi am fost și am fost acasă la ei, o familie absolut superbă. Tudor, foarte bine. O știi pe Loredana? Loredana Groza? Dacă o știu, am uitat-o. Dacă nu o știu, asta e. Hai să o vedem! Super interviu în exclusivitate cu Loredana de la premiile Actualitatea Muzicală. Atenție mare, însă Loredana e pusă pe mărturisiri. Să vedem! Abia aștept să văd!